Altfel, acolo, dacă tot stăm în Texas, vorbim și de rivalii din Houston. Da. Altă oraș petrolier acolo. Sunt considerați unii din pierzătorii draftului și pe bună, pe free agency-ului, perioada de transfer. Au încercat și Carmelo, au încercat și cu Bosch și n-a ieșit nimic. Da, au oferit mulți bani și n-au agățat nimic. L-au agățat pe Trevor Ariza, care mie mi se pare că i-a oferit un pic cam mult, nu știu cifra exactă, dar e o sumă generoasă. Și practic s-a făcut schimbul între Ariza și Parsons. Mm. Și totuși Parsons e mai bun. Și mai tânăr. Și mai tânăr. Ariza se apără mai bine, cred. Și da. Și aruncător de trei la fel de bun, cred că. Da. Da, una peste alta au rămas cu aceiași doi oameni. Și Dwight au... Howard, oricât ar fi de Dwight Howard, nu reușește să atragă alt jucător bun care să joace cu el. Nu vin pentru el acolo. E Harden, care cred că... Harden e foarte bun ofensiv, dar defensiv nu e strălucit. Da. Și e în continuare o echipă în construcție. Da, ce mi-a plăcut în vara asta au fost niște, nu știu dacă ați văzut, niște declarații al lui Harden. Vreau să spun și eu. În care a zis că el și cu Howard sunt acolo... Pilonii și că restul de umplutură... El da. E cel mai bun jucător de basket în viață? Asta a fost mai de curând acum, cred că se chiar săptămâna asta. Da. I'm the best player alive. E incredibil, da. Câteodată îți fumezi propria barbă și atunci... Trag barba prea tare, nu știu. Da. Mie, dar oricum e bine să arate genul ăsta de tupeu, adică e suficient de bun. Să facă ceva la anul, el va trebui să dea 26 de puncte pe meci cel puțin. Ideea e că, ok, toată lumea știe că e cel mai bun jucător de acolo, e evident, dar nu te apuci să zici asta. Nu e ok față de jucător, restul echipei. Totuși e o echipă, e un joc de echipă. Eu cred că americanii apreciază genul ăsta de cockiness, știi? Să ai încredere în tine și să tragi echipa. Până la urmă, gândește, și Jordan a tras echipa după el și Kobe a tras. Nu trebuie să zici tu, să zici pe nu știu ce canal, că eu sunt cel mai șmec. Andrei, pe scurt, Houston a pierdut 3 din cei mai buni 5 jucători. Asta e o chestie. Ashik, Lin și cu Parsons au plecat. Da, și Ashik, te-am uitat de Ashik. Deci sunt 3 jucători care au plecat și erau printre primii 5 cei mai buni. Erau un... N-au adus mai nimic. N-au adus Ariza. Da. Atât. Mie încă mai am un pic de timp, dar nu. Mie... Nici nu e o echipă care să o favorizez prea mult. Și eu îi văd... Și mă bucur că l-au luat pe Howard de la noi. După Golden State, deci îi văd undeva locul 5, cam așa. Ca și anul ăsta, de altfel. Da. Ce cred că o să fie interesant anul ăsta e Denver, care are o echipă foarte interesantă. Iarăși, eu cred că... Da, echipă interesantă. Da, bine, e povestea aia, că întregul e mai mare decât suma părților. Dacă reușesc să facă toate părțile să funcționeze împreună, ei au jucători buni la toate posturile. Au reușit atunci când au dat pe Anthony să aducă aproape toată echipa de la New York, în schimb. A fost o mișcare bună. Mișcare proastă pentru New York, o mișcare bună pentru ei. Și au o grămadă de oameni buni și a revenit Gallinari. S-ar putea să surprindă. Dacă lucrurile merg ok și toți sunt sănătoși, sunt o echipă... Bine, sunt o echipă care, iarăși, o să se miște bine în timpul sezonului regulat, aleargă coșuri în... Îi ajută altitudinea din Denver. Au cel mai puternic home court din NBA. Da. Nu știu ce să fac când încetinește jocul în play-off, dar... Clar. Antrenorul ce-am de numai? Îl au pe Brian Shaw. Brian Shaw. Care a fost fost asistent de la Pacers. Surprins când l-au dat afară pe Card. Mie îmi plăcea Card. Era de o perioadă lungă și se pare că vreau să schimbe filozofia echipei puțin. Da. Hai, Andrew, dar te uita la fotbal, știi cum e. Mai schimbi antrenorul ca să dai un șoc echipei. Să Băi, dacă nu vă schimbă și pe voi. Da. Rămâneți fără contract. De Memphis poate ar trebui să mai vorbim. Memphis. Care pe Memphis mulți o cotează foarte sus și gen aproximativ în primele 6. Echipa e văzută de mulți ca fiind una dintre cele care vor ajunge ușor în play-off-ul din vest și asta spune foarte multe de câtă încredere are lumea. Dar ce concurență acolo e ceva să prinzi, să ai cât de cât certitudinea că prinzi play-off-ul, eu cred.
Hawks sunt o echipă solidă, oameni serioși cum ar fi. Da, și ce am observat e că au adus în cadrul conducerii oameni care se bazează foarte mult pe statistică, exact ca și la Houston. Mm-hmm. Sunt oameni care vor să transforme matematic, să influențeze eficiența echipei, în sensul să nu arunce, nu știu, prea multe, nu știu, aruncări de la semidistanță și să se concentreze pe aruncători, pe aruncări de 3 puncte, pe layup-uri. Da. Și ei sunt una din echipele care încurajează foarte mult treaba asta. În viitoare o să vorbim despre tehnologia nouă care apoi da. Monitorizează statistici și analiză. Da, camere foarte avansate. Acum și ajuns să influențeze stilul de antrenament și jucătorii și da, clar. Interesant. Echipa are jucători de clasă, asta nici mai... Mutării au făcut ca mai adus. L-a adus pe Vince Carter, rezervă. Da. La care speram să vină la OKC. Da. Da. Bine, oricum, întrebarea cred că principală acolo este cât de bun o să fie Tony Allen. Dacă o să fie din nou genul ăla defensiv care era cu 2 ani de zile, cred că nu o să fie o problemă să prindă un loc 6-7 și să fie o problemă în play-off pentru oricine pică. O foarte bună în apărare, da. Au oameni puternici sub panou. Conducător de joc, care e, cred că, lejer în top 10 al conducătorilor de joc din NBA, care e Mike Conley. Conley, da. No, e o echipă bună, stabilă, au crescut. Sunt au nucleu rămas acolo. Da, antrenorul tânăr iarăși foarte bun. N-au pierdut mare lucru, cred că Mike Miller care s-a dus la... Da, exact. Da. S-a dus să joace cu... La Cleveland. LeBron, dar altfel nu prea au pierdut nimic. Da. Sunt acolo. Hai să vorbim și de Portland. Ultimii, dar nu chiar ultimii, că totuși anul trecut a fost o echipă care a jucat bine, mai ales în timpul sezonului. Da. Da, prea e mult. Ai spus despre ei că n-au făcut mari schimbări în post-sezon. Nu, ei, practic, anul trecut au fost o echipă care la începutul sezonului au mers extrem de bine, au fost în primele 3, cred că. După ușor au mai... Au și condus clasamente destul de mult. În primele săptămâni. Da, da. Așa, după care au regresat puțin și în play-off au jucat bine, deci chiar fără îndoială. Da. Au jucat cu Houston în prima rundă. Și a fost coșul ăla de 3 puncte al lui Lillard din meciul 6 care a decis seria și care a fost, cred că, coșul play-off-ului ca și importanță. Bine. Au loc garantat în play-off? Cred că da. Eu cred că nu. Din moment ce sunt alte echipe cu șanse, nu e nimic garantat. Și problema lor e aceeași, având în vedere că nu au făcut nicio tranzacție majoră, nu au rezerve. Cum n-au avut nici anul. Da, e cam subțire bancă. Da. Așa, starting five au chiar primii 5 jucători, sunt chiar buni. Și pe bancă e Mo Williams, care e un marcator destul de bun. Și în rest, cam scălție banca, într-adevăr. Da. Și sunt echipe care au echipe foarte bune și rulează mulți jucători. Și... Da. Na, dar în continuare o să fie o echipă care o să joace frumos. O să ne uităm la meciuri pentru Damian Lillard. Și pentru LaMarcus Aldridge. Da. Mie Aldridge îmi place foarte mult. Și a avut niște meciuri extraordinare. Da. Peste 30 de puncte consecutiv. Și încă 40. Sunt relativ tine, adică sunt tine amândoi. Încă au loc să crească. Aldridge la anul... Și da, să mai facă și ceva mișcări, să eventual să duc la următoare, îi văd bine. Da, e exact aceea poveste pe care ziceai la OKC. Piață mică, oraș mic, nu vor să investească o grămadă de fonduri. Da. Și de aia nici nu au banca de rezerve. Și s-au concentrat pe starter bun și na, se ducă cât mai departe. Vestul o să fie super interesant, o grămadă de meciuri frumoase acolo, multe echipe care se bată la locurile de play-off. În continuare, eu cred că doar 3 cu șanse la titlu, dar va fi ultimul sezon frumos acolo. Hai să discutăm și despre Lakers, să-i facem plăcerea și lui Gasol. Dar totuși Lakers rămân o forță în NBA. O forță a numelui. Da, mai mult cu numele acum de un sezon, două, dar totuși Lakers e Lakers. Da, e puțin paradoxal să spui că de un sezon, două și după aia să spui că echipa e off the radar, să zic așa. Lakers, na, sunt un brand puternic nu numai în America, ci și în lume.
faptul că l-a luat acum pe Jeremy Lin le va crește foarte mult popularitatea, care oricum era la cote fenomenale în China. A, dar nu, eu credeam că nu vorbim despre dacă o să fac bani. Da, o să fac bani, nu o să câștigi meci. Eu încercam să fac o introducere, dacă o să ajung și la punctul ăsta, pentru că, na, e punctul care contează, finalmente. Dar sunt foarte bine poziționați pentru a achiziționa, chiar dacă anul ăsta n-au reușit să atragă un mare jucător. Eu zic că șansele erau mici și ei știau asta, pentru că pentru LeBron James singura variantă era Cleveland în afară de Miami. Și pentru Anthony să lasă 127 de milioane sau cât s-a oferit, cred că în finalmente a luat 122 parcă sau așa, de la New York. Da. Dar nu erau șanse foarte mari să ajungă la noi și cred că Lakers au făcut cam tot ce se putea face. Au avut prezentări foarte bune în discuțiile care au avut loc în free agency, în perioada de mercat, să zic așa, ca să folosesc un termen din fotbal. Au atras jucători, până la urmă, jucători, să zic, medii. Lin e un jucător care le va duce foarte mult exposure, foarte mult, cum să zic... Da, bine, nu cred că aveau nevoie neapărat de asta, că deja erau foarte vizibili. Da, Lin e foarte probabil să fie un starter în All-Star Game, pentru că jucătorii din All-Star Game, starterii, sunt nominalizați de către fan. Da. Și, na... China fiind cea mai mare țară ca populație din lume, va avea și o grămadă de voturi. După America e cea mai mare piață pentru NBA. Categoric. Cu mult în față. Da. Au, ce au mai făcut? L-au păstrat pe Nick Young, care e un jucător extraordinar de Swaggy P. Da. Da, e un jucător care peste oriunde a fost interesant, așa, da. A făcut show. Zluviu, așa, da. Da, dar e un jucător de care își găsește foarte bine nișa în Los Angeles, fiind și de acasă, e joacă la echipa care a susținut-o de mic. Și Lakers i-au arătat că îl vor, dându-i un contract de 4 ani și 20 de milioane, 5 milioane pe sezon. Da. Da, așa a venit Carlos Boozer pe un preț de nimic și era o chestie... fără riscuri, chiar dacă mulți spun că Carlos Boozer n-a jucat bine ultimele două sezoane și că nu juca în sfertul 4 în Chicago anul trecut. Și care e bună pentru Lakers. Trebuie gândită la... Da. Da, deci e vorba de vreo 3 milioane, ceva de genul ăsta e suma. Și la 3 milioane nici nu te uiți, adică... Mai ales dacă ești Lakers. Și ai nevoie că... Nu te uiți tu la 3 milioane. Explică-ne. Bine, pus în context, nu e așa o grozăvie. Așa, ce mai avem? L-au adus pe Ed Davis de la Memphis, care e un shot blocker foarte bun și în care îmi pun speranțe, cred că va avea un sezon bun, cum au avut cam toți jucătorii care au fost aduși așa pe contracte scurte în ultima perioadă la Lakers. Și toți, bineînțeles că vor să-și prelungească după aia profesia, să zic așa, cu un contract mai lung și e ca o scenă în care ei... Gază, hai da. De ce stați în stare, să vedem cine prinde contract mult de părere. Exact. Da, pentru mine mare întrebare e ce face Kobe și cum se simte Kobe și cum o să joace Kobe. Lakers au fost una dintre cele mai slabe echipe anul trecut și din cauza asta au draftat cu numărul 7, adică a 7-a selecție. E vorba de Randall, care e un power forward foarte, foarte mobil. Am auzit că e bun, că e potențial. Da, are un motor foarte, foarte bun, adică e extrem de penetrant și are o tehnică chiar bună. L-am văzut de multe ori avansând cu mingea în terenul advers, fără probleme. Da, deci după Wiggins și Butler, Randall și Dante sunt care în cazul lui Luta sunt cei mai buni prospecți așa de din, absolut. Din draft, și da. Sunt cei care pot să câștige ăsta Rookie of the Year-ul. Da. Între ei patru, cred da. Că se va decide. Dar mie mi-e frică doar toate poveștile astea frumoase nu o să translatez în victorie. Acum, sincer fiind așa, Nash e trecut bine. Da. Bryant, eu cred că o să-l poarte mai mult ambiția anul ăsta decât picioarele. Sunt convins că o să dea peste 20 puncte pe meci, dar nu cred că are echipă în jurul lui care să ducă nicăieri, nici măcar în momentul. El nu știu dacă vă aduceți aminte. Eu sunt Kobe.
Anul trecut, în perioada în care a jucat cele 6 meciuri care le-a jucat după ce s-a întors de la accidentarea la tendonul Ahile, a avut 6 meciuri în decembrie care le-a jucat. Din păcate, chiar înainte să joace cu Heat de Crăciun, s-a reaccidentat. Dar în acele 6 meciuri, în unul dintre interviurile care li s-au luat, după aceea a spus că în acea perioadă el a aflat suficiente despre el însuși să știe că acea accidentare la tendonul Ahile nu îi va altera foarte mult capacitățile fizice. Și a zis-o pe un ton cum știu că o spune el când... E un lider, are încredere în el. Da. Normal, acum... Deci ideea e că el a apucat să joace. Nu sunt zei. Știi cum zic oamenii ăștia de pe lângă NBA că... tata timp ne bate pe toți până la urmă. Cred că e fata. Da, totuși are 36. 36. Dar să nu uităm ce a făcut Duncan la 38 anul trecut în finală. Ce a făcut Ginobili. Cu diferența că Duncan a jucat 19 minute pe meci tot sezonul și Bryant o să trebuia să scade echipă din spate, o echipă slăbuță. După 2 ani în care n-a jucat aproape deloc și a fluierat. Asta nu e un plus. E uzură care nu intră la total și e... Sunt 2 ani în care practic a avut timp să se vindece 100%. El din mai e perfect. De astea medicale, a făcut o chestie de blood spinning. Da. Care e o chestie destul de complicată în care cumva ia sângele și reciclează și... Da. E reinfuzat. Întinerirea. Deci dacă Lakers ajung în play-off, domnul ăla, spune că sezonul oferea de apă din aia, gheață în cap. Fără niciun fel de conotație din asta. Sincer, nici eu nu cred că Lakers să se prindă play-off anul ăsta la ce invest, nu-i văd. Dar... E o echipă care are valori. Trebuie să se gândească serios la reconstrucție și să aibă un plan clar, că mi se pare că nu prea au până acum. În planul lor a fost să-și păstreze flexibilitatea, asta e planul lor și în continuare. Și încă ceva, să te întreb pe tine, că tu ești expertul în Lakers. Ce superstaruri o să atragă la anul? Păi să ne gândim flexibilitatea, cine să ne gândim cine e available la anul. Și sunt nume ca Rondo, ca Marc Gasol, ca LaMarcus Aldridge. Lakers anul trecut au avut foarte multe accidentări și din cauza asta au fost sub orice critică, dar anul ăsta cu un antrenor nou, cu o infuzie de jucători noi, cu draft-ul care l-au avut, cu Lin, cu Kobe sănătos, eu zic că au o șansă mică să ajungă pe loc 8 și să se califice în play-off. Și da. S-a apelut pe Pau Gasol. Da, un Pau Gasol care a fost foarte mult accidentat ultimele sezoane. Care a cam îmbătrânit. Da. Eu zic să vorbim la 20 de meciuri după ce începe. Evident. Ba. Și să ne vedem. Bun, hai să facem niște predicții. Cine câștigă vestul, Florin? Clippers. Nu, cine nu vezi sunt, în finale? Clippers, nu sunt super încrezător, dar eu cred că Clippers au exact piesele de bază pe care am nevoie și cred că o să aibă și voința la anul ăsta. În finală, cu... cel mai probabil cu San Antonio. Garfield, tu ce zici? Dacă ne referim la play-off, OKC, okay, si. Dacă ne referim la sezonul regulat, cine va avea cele mai multe victorii? La play-off. La play-off, OKC. Okay, si. Eu cred că faptul că sunt tineri va fi determinant și l-au pe MVP-ul sezonului trecut, care se va repeta sigur și anul ăsta. Cine vezi în finală cu Spurs? Cu Spurs. Din nou. Aici o să merg și eu pe mâna lui Gafi. Zic că tot finală Spurs OKC și evident câștigă OKC. Aici îți dau de plată. Eu zic să fiți pregătiți pentru momentul în care o să înceapă să-l dubleze pe Durant și să-l țină bine pe Westbrook și să întrebați pe unul să vină punct. Ibaka, vedem. Speranța mare ultima. Și trade-urile sunt deschise, nu se știe niciodată ce se va întâmpla până la All-Star Game când se închid trade-urile. Da, încă se mai pot întâmpla lucruri, se mai pot accidenta oameni. O să fie interesant. Oricum, nu mai e foarte mult, abia așteptăm să se înceapă. Să ne formăm primele păreri. Suntem convinși că și prietenii care se uită la noi sunt... abia așteaptă să înceapă sezonul, nu mai e mult. Da. Na, luați-vă somn, luați-vă multă cafea să nu dormiți noaptea, să vă uitați. Cine poate să uită live la meciuri, la mine e mai greu. Dar
cu siguranță o să fie multe meciuri, mai ales în vest de, de văzut. Bun, asta a fost episodul 2, sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă așteptăm pe canalul nostru de YouTube Supanou. Acolo o să găsiți și alte goodies, filmulețe interesante despre basket, NBA, filmulețe mai și mai faine. Și pe data viitoare. Salut! Salut! Salut!